Scumpii mei frați, spun ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi toți în această oră. Voi relata o experiență pe care am avut-o cu Domnul pe 5 septembrie 1999. Noi eram în biserică și puterea lui Dumnezeu era acolo, umplând viețile noastre. Am căzut la podea și am simțit prezența Domnului în mine. Am simțit că Domnul avea de făcut cu mine o lucrare și am început să mi arate viziuni. Într-o viziune am văzut două drumuri. Unul era foarte larg, cu mulți oameni mergând pe el, dar ei mergeau spre nimicirea lor. Celălalt drum era foarte îngust, și am văzut mulți oameni care se duceau pe acest drum, lăudând și dând onoare Domnului. Apoi Domnul mi-a arătat o altă viziune, unde un înger se lupta cu un balaur. Balaurul a aruncat foc și demon pe pământ. După aceea am văzut o altă viziune a unui ceas foarte strălucitor. Acesta este făcut din aur. Timpul arăta orele 12, dar am văzut o mână dând ceasul înapoi la ora 11. Domnul mi-a spus, uite-te, robul meu, eu dau timpul înapoi, deoarece poporul meu nu este pregătit așa cum am vrut eu să fie. Dau timpul înapoi pentru că poporul meu nu mă laudă așa cum doresc eu. De aceea, datorită îndurării mele cele mari, ofer o ultimă șansă, astfel încât toată lumea care vine la picioarele mele vor primi viața veșnică. Atunci Domnul mi-a arătat o altă viziune. În timp ce eram întins pe podea, am văzut un nou călare pe un cal stând înaintea mea. El și-a deschis brațele sale și s-a apropiat de locul unde eu eram întins pe podea. Ampoi am simțit că Domnul m-a luat pe brațele sale. L-am simțit cum a luat duhul din trupul meu și îl ținea în brațele sale. A început să călărească și a mers în sus și s-a oprit într-un loc nu prea ridicat, dar nici prea jos. El mi-a spus, uite robul meu, ți-am spus că aveam de gând să te aduc la mine. Și asta este ceea ce fac eu acum, pentru că ceea ce spun cu gura mea și împlinesc. Ceea ce spun, fac. Acesta este motivul pentru care te-am adus aici, rogul meu. Dar mai întâi îți voi arăta rănile mele, ca să-ți dai seama de ceea ce îți arăt și să nu uiți niciodată ceea ce am făcut pentru voi toți. Ajungeam la tronul lui Dumnezeu și Domnul mi-a arătat locul semnelor cuilor bătute și unde a fost răpuns în coastă. De asemenea, mi-a arătat cum el a fost biciuit. Am văzut toate semnele și vânătăile care el le a durat pentru noi toți și a spus: Uite, robul meu! Mulți dintre voi nu iau în considerare tot ce am făcut pentru voi. Mulți dintre voi uită că am murit pentru voi pe crucea de la Calvar. Și eu încă simt durere, robul meu, atunci când poporul meu se leapă de, de mine, cum ar fi că rănile mele se deschid din nou. Și aceasta mă doare. Este ca și cum ar crucifica din nou pe cruce. Am văzut cum Domnul plângea pentru că el simțea durerea atunci când noi îl dezamăgeam. El a spus, robul meu, îți voi arăta multe lucruri, îți voi arăta străzile din aur și marea de cristal. Astfel să pot să mergi și să spui poporului meu măreția pe care o am pentru ei. Cât ai am ajuns la un loc cu străzi foarte frumoase, atât erau de frumoase, nu am mai văzut sau atins astfel de lucruri pe pământ. Străzile erau strălucitoare. Domnul mi-a spus, robul meu, fii pe această stradă de aur, pentru că tu și poporul meu veți trăi aici, pentru că aici poporul meu va veni în curând. Am văzut reflexia Domnului cum noi doi mergeam împreună. După aceea am ajuns la Marea de Cristal. Era atât de frumos, în timp ce mergeam cu Domnul, peste acea mare prețioasă mi-a spus, Robul meu, toate aceste lucruri pe care tu le vezi sunt pentru poporul meu. Tot ceea ce tu poți să atingi am pregătit cu multă dragoste pentru poporul meu. Apoi el a spus: Vino, pentru că îți voi mai arăta și alte lucruri. Apoi am ajuns într-un loc foarte frumos, unde am putut vedea slava lui Dumnezeu și simți puterea lui. Acesta era un loc frumos și mare. Am văzut mai multe mese, așa că am întrebat pe Domnul: Doamne, ce sunt toate aceste mese? Sunt pentru? El a spus: Slujitorul meu, amintiți-vă de nunta mielului. Amintiți-vă că la aceste mese vom sărbători nunta mielului. Am văzut nenumărate mese și nu am putut vedea unde acesta se terminau. Erau îngeri la fiecare masă, așa că am întrebat pe Domnul. Doamne, de ce este un înger la fiecare masă și la fiecare scaun? Domnul mi-a spus. Robul meu, acești îngeri înfrumusețează mesele. Acești îngeri pregătesc fiecare masă pentru că deja totul este pregătit. Dragi frați, aceste mese erau atât de strălucitoare toate acestea erau făcute din aurul cel mai curat, mesele erau decorate foarte frumos. Am văzut cum fiecare înger punea furculița, cuțitul, lingura, paharele, tacâmurile, toate făcute din aur, atât de frumos. Domnul mi-a spus, copile, spune poporului meu, să se pregătească, pentru că foarte curând îl voi lua cu mine, astfel încât să se bucure cu mine la nunta mielului. A fost atât de frumos, prezența domnului se putea simți peste tot multă slavă și măreție domnul a spus robul meu vino că ți-voi arăta și alte lucruri ajungeam la un loc cu multe uși frumoase atât de multe uși frumoase am spus doamne ce este în spatele acestor uși el a spus în spatele acestor uși sunt ucenicii mei în spatele acestor uși sunt apostolii mei în spatele tuturor acestor uși sunt cei care odată au umblat pe pământ lăudând și glorificând numele meu. Am început din nou să mergem și am ajuns la o ușă, care era între deschisă, și Domnul mi-a zis, Vino aici pentru că în spatele acestei uși este Maria. Apropie-te și auzi, ceea ce ea spune, mergi și spune poporului meu, mergi și spune oamenilor cum suferă Maria. Când m-am apropiat, am văzut o tânără doamnă, o frumoasă tânără, atât de frumoasă, fața ei era atât de drăguță. Se uita printr-o fereastră foarte mică, ea era îngenuncheată și privea spre fața pământului, plângând cu tremur și durere imensă. Ea spunea, De ce mi se închină mie? De ce, dacă eu nu am nicio putere? De ce mi te închin? Eu nu fac nimic. Nu mă cinsti. Pleacă dinaintea mea, pentru că eu nu pot salva. Singurul care poate salva, singurul care poate răscumpăra, este Isus, care a murit pentru toată omenirea. Mulți oameni spun că eu am putere, că pot face minuni, dar aceasta este o minciună. Nu fac nimic. A Dumnezeu a fost mulțumit de mine și El s-a folosit de pântecul meu astfel încât Isus să poată fi născut și să lua toată lumea. Dar eu nu am nicio putere. Eu nu pot face nimic. Pleacă din fața mea. Nu mă mai cinsti pentru că eu nu sunt vrednică de a primi adorare. Singurul care este demn, singurul care se poate pleca înainte și adora, este Isus. El este singurul care vindecă și mântuiește. Am putut vedea cum tânăra Doamnă era într-o astfel de durere imensă, plină de suferință și plâns. Ea a spus, nu, 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 nu vă mai închinați înaintea mea. De ce vă plecați înaintea mea? Eu nu fac nimic. Vedeți, dragii mei frați, a fost un lucru extraordinar să te uiți la această domnișoară cum plângea cu mare durere și tristețe. Domnul mi-a spus, robul meu, vină, deoarece voi continua să-ți arăt lucruri. Ajungeam într-un loc foarte frumos unde am putut simți slava lui Dumnezeu. Am văzut linii și linii de haine albe, foarte albe și frumoase. Le-am atins și Domnul mi-a zis, Fiule, atinge aceste haine, deoarece aceste haine sunt pentru voi toți. Am văzut multe linii și am atins acele haine foarte fine. Erau atât de strălucitoare și albe, cum nimic nu am atins pe pământ. Domnul a spus, robul meu, aceste robe sunt pentru voi și pentru tine. Lacrimi cădeau în jos pe obrajii Domnului. Și Domnul a mai spus, multe dintre aceste haine vor rămâne aici, în așteptarea unui corp. De ce, Doamne? Am întrebat. Pentru că mulți nu mă cinstesc cum mă aștept eu. Mulți nu dau nicio atenție la toate lucrurile pe care eu le fac pentru voi toți. Servul meu, mulți dintre aceste haine albe vor rămâne aici, în așteptarea unui corp, pentru că în împărăția mea nu primesc nimic spurcat, în împărăția mea permit numai lucruri sfinte, pentru că este scris în cuvântul meu: Să fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt. Am privit și am văzut multe haine, fiecare avea un nume scris pe ea din aur. Am atins hainele care, unele erau mai mici, și de dimensiuni diferite, și am spus, Doamne, dar aceste haine mici ce sunt aici? Cu ei ai de gând să le dai să le poarte? Domnul a răspuns, robul meu, amintiți-vă, copilașilor, amintiți-vă că am pentru toată lumea. Eu nu sunt un părtinitor, aceste micuțe haine sunt pentru copilașii mei, care laudă numele meu, sunt pentru copiii mei, cărora le place să vină în casa mea și glorifică numele meu, de aceea am pregătit lucruri mari pentru ei. Am pentru toată lumea care se aseamănă cu mine, am pentru toți cei care vin la picioarele mele, căci eu sunt singurul care le dau viață veșnică. Am început să mergem din nou și în curând am ajuns la un loc imens cu coroane multe. Erau coroane luxoase, coroane strălucitoare, așa cum am spus. Of, oh, Doamne, aceste coroane sunt atât de frumoase. Pentru cine sunt aceste coroane? Domnul a spus, robul meu, aceste coroane pe care tu le atingi, sunt pentru cei care laudă numele meu, pentru cei care cu adevărat glorifică numele meu în modul dorit. Domnul mi-a arătat alte coroane, dar am observat că acestea erau doar un cadru. Atunci Domnul mi-a zis, robul meu, uită-te în această direcție și am început să văd alte coroane. Dar aceste coroane erau făcute din spin, așa că am spus, Doamne, las o coroană de spin sau una simplă și pentru mine. Domnul mi-a spus, robul meu, în acest loc sunt trei tipuri de coroane coroane luxoase și strălucitoare pe care le poți vedea și atinge. Acestea sunt pentru cei care cu adevărat laudă numele meu, pentru toți cei care cu adevărat și cu toată inima lor glorifică și laudă numele meu. Ele sunt pentru cei care lucrează în via mea, pentru cei care se bucură de a fi în casa mea, pentru cei care vreau să fac un efort și să ia dureri de a fi plăcut pentru cuvântul meu. Coroanele care sunt doar un cadru care le poți vedea și atinge sunt pentru cei care doar se joacă cu cuvântul meu. Sunt pentru cei care nu le plac să fie în casa mea, sunt pentru cei care nu le plac să postească, nici de a persevera, nici de a glorifica numele meu. Sunt pentru cei care doar laudă cu buzele lor, dar nu cu inimile lor cum vreau eu. De ce, robul meu? Pentru că nimeni nu mă poate înșela. Nu există niciun loc pentru a se ascunde de mine. Slujitorul meu, aceste coroane de spini care se pot atinge și vedea, sunt pentru cei care fac haz de cuvântul meu. Sunt pentru cei care critică cuvântul meu. Sunt pentru cei care eu când bat la inimile lor, dar ei nu doresc să accepte cuvântul meu. Pentru toți cei care critică cuvântul meu. După ce am plecat și Domnul a spus, uite, fiul meu, am să-ți arăt orașul sfânt, astfel încât să poți să mergi și să spui poporului meu măreția pe care o am pentru ei. Ne-am dus în sus și am ajuns la un loc frumos, unde erau copaci foarte frumoși și pini înalți. Totul era atât de frumos acolo, puteam să simt un sentiment de pace nemai întâlnit până atunci. La porțile acelui oraș era un frumos curcubeu, erau mulți îngeri pe ambele părți ale unui drum. Am trecut prin această poartă și domnul a zis, Robul meu, acesta este orașul sfânt. Am mers până când am ajuns la o grădină plină de frumoși trandafiri, ce nu am mai văzut până atunci pe acest pământ. Mi-am dat drumul din mână domnului și am fugit în acea grădină. Am îmbrățișat florile era atât de bine și mirosul lor era atât de delicios și îmbiător. Aveam de gând să rup o floare, dar Domnul mi-a spus, niciun slujitor nu poate avea nimic, încă. Vei fi în măsură să iei din aceste flori numai atunci când poporul meu va veni aici, atunci când biserica mea va ajunge în acest loc, atunci vei fi în măsură să iei din aceste flori. Și eu am spus, Doamne, am vrut doar să iau o floare pe pământ și să arăt la toate bisericile, dar Domnul a spus, nu, slujitorul meu, deoarece poporul meu nu este aici încă. Am văzut diferite tipuri de flori frumoase. Apoi am mers prin acea iarbă verde frumoasă și domnul se așează pe iarbă și cu un zâmbet frumos a spus, fiule, ceea ce tu atingi și vezi am pregătit pentru poporul meu. Am mers apoi într-un loc unde era un copac imens, care era plin de fructe. Am spus, Doamne, dar copacul acesta, ce înseamnă acest copac? Și toate aceste fructe din el. Vream de asemenea să rup un fruct, dar domnul mi-a spus din nou. Nu, fiule, nu poți lua din aceste fructe, încă, pentru că acest copac este pomul vieții și din acest copac poporul va mânca atunci când va veni aici. Între timp, nu se putea la nimic, până când poporul nu va ajunge aici. Copacul acela avea fructe așa de frumoase. Apoi am continuat să mergem și am văzut atât de mulți fluturi frumoși și animale. Domnul a zis, robul meu, toate aceste lucruri de aici sunt pentru poporul meu. Spune poporul meu că foarte curând vor fi aici în acest oraș sfânt. Am continuat să mergem și am ajuns într-un loc atât de frumos, cu mulți copaci foarte mari și pini. Domnul a continuat, slujitorul meu, toate aceste lucruri sunt pentru poporul meu, slujitorul meu, vin aici pentru că eu ți voi arăta minuni. Ajungeam într-un alt loc frumos care era plin de îngeri. Un înger care era imens avea o trompetă mare la gură. Am spus, Doamne, am spus, Doamne, acest înger, ceea ce face asta și înseamnă? Domnul a răspuns, Uite-te, slujitorul meu, acest înger așteaptă un semnal. Acest înger este în așteptarea unei comenzi pe care am să o dau eu, astfel încât el să poată începe să sune din tropetă. Și atunci când acest înger va începe să sune din tropetă, poporul meu va fi luat, ridicat și transformat. Dar fi sigur de un lucru, fiul meu. Această trâmbiță va fi auzită doar de cei care sunt treji. Deci du-te și spune poporului meu să fie treaz. Spune poporului meu să nu doarmă, pentru că dacă va cădea în somnolență, nu vor putea auzi trâmbița sunând. Spune poporul meu să fie atent. Pentru cei ce dorm, spune că nu îi voi putea răpi. Îngerul era atât de mare și frumos și în spatele lui erau mai mulți îngeri care aveau trompete, mai mici. Aceste trâmbițe erau făcute din aur și erau foarte strălucitoare. Domnul a spus, Robul meu spune poporul meu să fie gata, pentru că sunt pe cale să dau ordin ca trompeta să sune. Am început să mergem din nou și a zis, Fiul meu, acum eu îți voi arta scaunul de domnie al tatălui meu. Nu, nu l-am arătat până acum, dar eu ți-l voi arăta acum astfel încât să poți merge și să spui poporul meu că tatăl meu este real și că eu sunt de asemenea real. Noi toți am început să mergem, domnul îngerii și cu mine. Când eram încă departe de scaunul de domnie al tatălui, am simțit că nu mai puteam nici să merg. Nu puteam sta înaintea unei astfel de slavă și putere. Cum ne apropiam mai mult și mai mult, am simțit că eram ca o pană. Mergeam cu greu. Dacă îngerii nu m-ar fi susținut, eu nu aș fi putut continua mersul pe jos. Am ajuns la tronul tatălui și am putut simți această imensă putere ce venea din tron. Fulgere puternic de la tron. Era atât de glorios și imens, o asemenea putere înconjura tronul. Acesta era din aur cel mai strălucitor. Cineva s-a așezat pe tron, dar nu i-a putut vedea fața lui. Dar eu nu mai puteam sta din pricina puterii ce venea de la tron. Am putut vedea doar talia tatului în jos. Dar mașuze tale nu a putut vedea pentru că am căzut la pământ. Am căzut pentru că nu puteam suporta o astfel de putere și glorie. După ce am văzut pe cei 24 de bătrâni lăudând și glorificând numele Domnului, am văzut imens arhanghel, de asemenea glorificând numele Domnului. Și 24 de bătrâni au îngenunchea spunând, Sfânt, 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 ești Tu, Doamne, Îngerii nu oboseau glorificând și lăudând pe Domnul, și bătrânii nu se opreau din glorificarea numelui Domnului. Un foc extraordinar a venit din scaunul de domnie, și au existat atât de multe lucruri frumoase la acest tron. Apoi am plecat și am ajuns la un loc unde era un înger mare. Am spus, Doamne, cine este acest înger? A răspuns Domnul. Privește slujitorul meu, acesta este îngerul Gabriel. Și uite-te și la celălalt înger, pentru că acesta este Mihael. Erau atât de mari și de frumoși. Domnul a zis, Robul meu, pune poporul meu că îngerul Gabriel și îngerul Mihail există cu adevărat. După aceea, Domnul a spus, Slujitorul meu, vin aici pentru că îți voi arăta un bici. Ajungeam la un loc unde l-am văzut pe Domnul scoțând un bici care avea copaci la capete. El a lovit împotriva unui scaun foarte mare și a spus, Robul meu, acesta este pentru neascultători, acest bici este pentru cei care nu doresc să asculte de cuvântul meu, deoarece eu pedepsesc pe cei care iubesc. Apoi Domnul m-a dus într-un loc prețios, un loc extraordinar unde am văzut mai multe coroane de aur. Dar aceste coroane deja aveau numele scrise pe ele și erau pline de perle. Domnul a spus, uite slujitor meu, aceste coroane de aici sunt ale slujitorilor mei. Domnul a spus, robul meu, aici îți voi permite să le vezi și să le atingi. Acest lucru este pentru a-ți arăta coroanele robilor mei care lucrează în via mea. Le am aici. Astfel, să poți vedea robii mei care predică cuvântul meu, am mari recompense pentru ei. Am văzut mii și mii de coroane, toate cu numele scrise pe ele. Atinge o altă coroană, dar am văzut că această coroană a început să-și piardă toate pietrele de pe ea. Doamne, nu lăsa să fie această coroană a mea. Domnul a spus, uite slujitorul meu. Aceasta este ceea ce se întâmplă cu cei care nu doresc să lucreze în via mea, pentru că cei care preferă să-mi întoarcă spatele decât să mă laude, uite slujitorul meu. Acest slujitor care nu vor să mă laude, acest lucru se întâmplă cu coroanele lor. Slujitorii care nu doresc să lucreze în via mea, aceasta este ceea ce se va întâmpla cu coroanele lor. Apoi Domnul m-a luat într-un alt loc frumos și am văzut o mulțime de oameni care dormeau. Ei aveau pe ei haine foarte albe. A spus, Doamne, cine sunt acești oameni? Domnul a răspuns, Uite, slujitorul meu, toți acești oameni de aici sunt cei care au murit pe pământ. Și acum ei sunt aici la odihnă în paradis. Și atunci când eu am să dau comandă pentru ca trompetele să sune, cei care sunt morți vor fi răpiți primii și apoi cei care sunt pe pământ. Erau atât de mulți oameni și hainele lor erau atât de albe și Domnul i-a spus, Robă meu, ei se odinez, dar atunci când sună trompeta, aceștia vor fi răpiți primii și apoi cei care rămân pe pământ vor fi răpiți împreună cu ei ca să fie cu mine și apoi va fi nunta mielului. Amin.